Anul băieți, ce bine v-am găsit la seria noastră de Overwatch pe CSGO, serie care apare fiecare zi la ora 10 dimineața. Așa că fiți pe fază acolo și dați un like, dați un share și un subscribe dacă vă place ceea ce fac, m-a ajutat foarte mult să vă susțineți din partea voastră. Și cum vă spun la fiecare Overwatch de-al meu, dacă aveți posibilitatea să faceți un Overwatch, faceți-l. Doar așa mai scăpăm și o comunitatea asta de codați este infect care nu mai suportă nimeni. Aici avem dovezi descărcate, se dă repede o examinare dovezi, să vedem cine mai așteaptă astăzi. Deci, suspectul nostru joacă pe harta Inferno. Așteptăm să se încarce. Anul ăsta ar fi perfect dacă s-ar încărca. Bun, și s-a încărcat. Nu, încă ne mai ține un pic în suspans. Haide bă, boss, bă. Da, băți, dacă aveți să spuneți ceva în legătură cu acest Overwatch, nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii și am să vă răspund. Dacă aveți cumva vreo nelămurire la o fază care poate, eu am dat un verdict greșit, sau poate am spus că are wallhack și el n-avea wallhack, sau aim, dați acolo un comentariu și o să dezbatem subiect. Bun, să revenim la Overwatch. Suspectul nostru are câștig de 83%. L-a omorât pe Toaster, acolo mai e unul acolo, parcă era unul pe mid. Sunt doi, să vedem. A pus componente să treacă. Are, eu din prima fază așa îl suspectez de wallhack, pentru că, de ce? Pentru că a avut un zoom până să treacă cele ACT și când a văzut că trece a pus double zoom. Pe ce loc este? 7 kill-uri, deja în runda a doua și deja are 7 kill-uri cu 0. Joacă cu revolver, sunt 2. El nu verifică site-ul. El a ieșit exact pe ăștia de la CT. Să zicem că poate i-a auzit, a zis cum au pus scopul până să ajungă la CT, la cel de la CT, a pus imediat scopul. Cer scuze că poate mai vorbesc așa, dar sunt un pic obosit. Câte ceasul, nu știu unde oasă, cred că e 11 noapte, dar sunt un pic obosit și de-aia mai vorbesc așa eu. A fost Free Fire. Doamne, ce om prost. A fost Free Fire ăla. A fost Free Fire ăla. L-a păcăit ăla de la CT. Deci, momentan, doar de wallhack îl suspectez. Aim n-are. L-a omorât și pe a lui, dă și de griefing. Doamne, mâncața sufletul. Aici nu e vina lui, e vina lui colegului că s-a băgat în fața lui. L-a băgat exact în țintă. Dar noi îi dă și de griefing. Ați văzut? A știu că ține acolo. Trebuie pătrat să îndreaptă, s-a dus gluntul în stânga. Ciudată asta. Nu fi un silen de staim care nu se duce numai în cap, se duce în corp. Adică el poate să treacă și la un kilometru și cum se duce în piept, în număr, în corp, mai exact. A făcut cumva un bani hop, n-a fost atent. Ia să vedem. Ce mă, te-ai speriat? Hai că îl omor dacă e. Ce trec? Bă, ăsta e prost cu tot cu wallhack. Ok, are și aim-ul. Deci a pus ținta undeva la piept. Și când s-a dus în cap. Să zice, chiar dacă nu are aim și are wall. Și eu dau care aim, oricum el să o primească bani pentru wall. Deci, acum, ia. Are și auto bunny hop. Dar, el trage undeva în stânga și nu se duce în dreapte. Nu înțeleg cum dracu face chestia asta. E un aim, dar nu e stat numai la cap, ca să zic așa. Se duce în corp.
Asta nu se vadă, să nu bată. Băi, să nu bată la ochi, dar să tezi un pic mai așa. Adică îți dai o dată hecea la nu știu cât timp, la nu știu, la 10 kg și să te ducă glonțul cap, dar nu tot timpul. Că mă prind trei cu ăștia de la val și dau un bag bani. Ăsta plantează bomba, hai că e bine că plantează bomba așa. Că nu-l vede ăla de lebre dacă îi făcea picul, nu-l vedea. Hai, a vrut să dea așa cu grenada, s-a răzgândit că colegii lui și-au făcut treaba. Bă, dar nu suspect, a murit, mă? Bă, a murit odată, băi, minune, mă. Și a scăzut hâsăritul, uitați, avea 76, l-a scăzut la 46, bă, de suspect, bă. Nu-mi place despre tine, mă, nebunule. Hop, hai, hai, fără frică, fără frică. Hai, hai, nu te speria, nu te speria. Hai, poți, hai că poți. Iar la fraierit, mă. Vreau să văd iar încă o fază. Până acum am toate fazele care... mare parte toate fazele, nu toate fazele. A ieșit cu ținta exact pe ei. Vreau să văd așa o fază când, nu știu... Au fost vreo 2-3 faze de genul, dar vreau să văd mai multe faze. Când pune ținta la un metru, 2 metri de el și se duce glonț în cap. Să mă uit bine la... la mână, la... Uitați cum urmărește prin perete, vrea... Asta a fost timp. Spamează la acolo cu un igheb. Cata, acolo, repede. Da, are și aim. Pune scopul? Aaaa. Nu știu de ce colegii lui nu-i dau kick, eu asta nu înțeleg. Dă-i mă kick! Eu dacă aș avea așa ceva în echipă, imediat la scopul la kick-ul. Da. E îmbifat. Are 4 din 4. Deci, 4 din 4. Pentru The Suspect, oameni dragi. Îi nenorocește. Mai e zigzag. Se pare că... Canterii au un bot. Ce? Da, a luat botul. Zigzag. Pare că botul are mai multe kill-uri decât zigzag. I-a dat The Suspect. A făcut ace. Bravo. E bine că acum ne-am lămurit și cu aim-ul. Acum doar rămâne să ne uităm cum îi măcerește pe Counter. Aici a fost un prim fire, prostul a crezut că iese dinainte, dar... Ăsta e prost și cu tot cu cod, nu-mi dau seama. Poate bine, de asta și joacă cu cod, dar e paletă cu tot cu cod. Și nu-l ascunde deloc, uitați-vă și voi, îl dă pe față. Dacă vreți să vă spun sincer, nu prea e ok că a făcut Valve. Cred că Valve se numește... de-a făcut Counter-Strike. Valve, a făcut CSGO gratis. Uitați-vă și voi, că sunt foarte mulți codați. Anon Prime sunt foarte mulți codați. Și poate sunt niște oameni care poate nu își permit să-și cumpere jocul. Și într-un asemenea match, ei vor să luace curaj și dau decodați. Părerea mea și rămân la părerea mea, dacă vreți să jucați CSGO, e bine să cumpărați jocul. Nu să jucați pe nou Prime. Nu e ok. E părna e rău de tot. Chiar că am spus mai înainte că poate cineva nu știu pentru să-și cumpere jocul. Posibil. Cât este, nu știu. Nu mai țin minte cât e. 12 euro, 13 euro. Nu e mult, cât vine. 50 de lei, 60. Dar decât să ai parte de așa ceva, nu zic că și la Prime să mai dai decodat, dar foarte rar dai decodat. Pentru că toți sunt aici acum. De exemplu, suspectul nostru ia ban acum, după aia descarcă repede, face alt cont de Steam și gata, poate joace iar CSGO.
Hai să dăm aici la suspect. Vinovat, 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 vinovat. Deci, cum am spus, 4 bife din 4. Deci, mai verificări. Deci, așa vă recomand să faceți și voi. E mai bine să verificați de două ori înainte să trimiteți verdictul. Vinovat, 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 vinovat. Domnul băieți, cam asta a fost și cu acest video. Uitați, dacă vă place ceea ce fac, apăsați un like, dați un share și un subscribe, m-a ajutat foarte mult. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne auzi data viitoare. Salut! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.